Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Etalare pentru aproximativ luna mai, aproximativ, pentru că știți că deja lucrurile pentru unii se manifestă, pentru alții se vor manifesta un pic mai încolo, variază timpul de manifestare. În timp ce am amestecat seria de cărți pe care o voi folosi pentru mesajul general, o să mai trag încă o carte. Având această moarte și regenerare, și renaștere, mai bine zis, în acest set de cărți este numărul 8, casa 8-a a scorpionului, a morții și renașterii, dar probabil că sunt și niște chestiuni financiare, sunt și chestiuni sexuale, sunt mai multe chestiuni. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care am ales să-l folosesc la voi, a apărut 5 de spade. 5 de spade care înseamnă de obicei conflicte verbale, mentale. Între cel puțin trei persoane. Ce înseamnă trei? Pentru unii, uneori trei este prea mult. Dar pot să fie invidii, bârfe, jocuri mentale din partea cuiva sau poate că unii au această tendință prin natura lor mercuriană și ar trebui transformată această tendință a unora. Dar vedem, pentru că variază. Vorbesc pentru diferiți gemeni și gemenuțe. Dar în principiu încerc să creez un mesaj general. Hai să mai vedem. Încă un mesaj. Situația generală. Pentru gemeni în această perioadă. Situația generală. Un aspect. Din multele cu care aveți de-a face. Este un aspect, iar o parte din viața voastră o știți voi mai bine decât mine. Acesta vrea să apare. Interesant, călătoria, dar a venit pe orizontal. O chestiune care ține de călătorie. Poate, ce vreau să zic, să-mi continui ideea. E un aspect în viața voastră care se transformă. Voi îl știți mai bine pentru că transformarea asta durează. Nu se întâmplă așa într-o clipă, într-o oră. Poate să fie într-o clipă, într-o oră, finalul sau decizia de a pune capăt unui anumit stil de a gândi, de a mentaliza, de a verbaliza ceva, că am văzut 5 de spade, și să decideți să nu mai comunicați într-un anume fel, că tot apare Mercur retrograd, vom vedea ce alte mesaje apar. Am dat un exemplu. Poate o chestiune care ține de maternitate, de copil, de ovare pentru unele doamne. Iar trebuie să transformați ceva. La capătul setului de cărți, Regina de Foc. E o atracție fizică pentru cineva pe care bărbații o simt și nu doar atracție fizică, și un soi de emoții. Treceți prin emoții și negative și pozitive. Dar dacă sunteți doamne, probabil că cineva este foarte atras de voi. Că sunteți. Sunteți. Gemenuțele sunt sexy. Iar o chestiune de călătorie. Poate a fost o călătorie care va transforma viața într-un fel sau altul. Apar niște blocaje la această călătorie, dar blocajele sunt tocmai pentru a fi depășite și depășirea acestor blocaje, de fapt, aduce renașterea. Blocajul în sine ține de moarte, de un final și trecerea de. Eu știu, ce se pune contra în această călătorie sau s-a pus că poate o călătorie din trecut care încă vibrează ca energie în prezent. În momentul în care depășiți acele momente mai blocante, na? Sau, eu știu, problemele care au apărut acolo, veți începe să renașteți. O chestiune de călătorie. Poate vreți să faceți o călătorie și apare Mercur retrograd și vi se întârzie planurile. Poate. Dau un mesaj, dau un exemple. Până la urmă, voi ar trebui să înțelegeți mesajul, că e viața personală. Aveți de ales între două căi, una de lumină și una de întuneric. Iar sunteți la intersecție de drumuri. Interesant. Această călătorie ori vă duce, ori v-a pus la o intersecție de drumuri. Iar apare fluturele ca și mesaj care susține transformarea prin care treceți. Hai să vedem. Gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Pentru cine se potrivește bine? Pentru cine caută în altă parte sau își caută alt
altă planetă, altă, nu știu, alt aspect planetar. În trecut. Oh, apă. Mamă, ce a sărit. Ce ai picat aici, jos? Mamă. 4 de cupe. Emoții. O pasiune. Ora voastră pentru cineva, ora cuiva pentru voi, pentru că văd regina de bâte, este o pasiune, este o atracție. Teribilă între voi și cineva. Un început încă nemanifestat, pentru că este într-o zonă, deocamdată, cel puțin în trecut a fost nemanifestat, rămâne de văzut dacă apare în prezent și în viitor. În trecut nu s-a manifestat, deși a existat atracție. Mai dăm o carte. Emoții sunt, poate, e o atracție față de cineva cu planete puternice, zic planete, nu neapărat semn. Poate să fie semn de foc și cu planete în semne de apă și să se manifeste ca un semn de apă. Poate să fie semn de pământ cu ascendent în pește, în rac, în scorpion, da? Și atunci se poate. Sunteți voi care sunteți mai emoționali, unii, chiar dacă spun că gemenii nu sunt, dar sunt și gemenii, pot să fie foarte emoționali. Uitați-vă la adorabilul Johnny Depp, care este și pământean, dar și emoțional și mental. E foarte complex. Trecut, gemenuți. Sunt multe noi. Dăm o carte. Apă. Și 4 de cupe. Când nu vine cartea asta? O concepție? Of! Am spus că pentru unele doamne e o chestiune care ține de chakra a doua sau de niște chestiuni care țin de ovare. Acolo trebuie transformat ceva. Nu mă gândesc, Musai, nici la copil, nici la avort. Poate sunt niște probleme cum mai au femeile și din cauza aceasta nu s-a manifestat pasiunea, nu s-a manifestat ceva, vedem. În prezent. Nu sunt multe cărți și alunecă. Asta? Nu? 9 de spade. Dar a venit invers și asta e bine pentru mine. Și încă... Ups! Wow! Împăratul! Și 10 de spade, tot invers. E bine. În prezent există un bărbat foarte puternic sau dacă sunteți voi, domnilor, vreți să fiți în echilibru, gemenii pot să aibă această ambiție și pot să reușească, dacă vor, da, să fie în echilibru, să dorească controlul. Poate acest împărat este căsătorit pentru unii dintre voi. Bărbat poate să fie și femeie, dar vorbim totuși de o figură masculină. Căsătorită sau o figură importantă. O poziție socială, politică, financiară importantă, profesională, da? Cineva care iubește să fie în control. Care, totuși flancat de cele două cărți de aer, 9 de spade și 10 de spade, mă duce cu gândul la cineva cu un marcaj mai special din zodia gemilor, cu marcaj în semne de foc sau în semne de pământ, și acel marcaj, acele marcaje îl fac, că e totuși o figură masculină foarte încăpățânat. Poate chiar tradițional, pe alocuri, în anumite privințe. Dar în prezent, acest personaj vrea să se elibereze de griji, vrea să încheie. 10 de spade invers pentru mine este
În plin proces de eliberare, că apare moartea și renașterea, da? Și 10. Iar înseamnă încheierea unui ciclu. De fapt, 9 înseamnă încheierea unui ciclu și 10 înseamnă inițierea unui nou ciclu. Dar ce îmi place în aceste de cărți, că la 10 de spade, sângele, durerea, suferința se duce în jos. Se duce în jos. Sunteți într-un moment în care vă gândiți și aveți de luat niște hotărâri, niște decizii. Dar cu 9 de spade și acesta, faptul că a venit invers, e bine. Iar lucrați la transformarea voastră mentală, transformare mentală, și la eliberarea voastră de gânduri, de tendința de a overthinking, știți cum, de a gândi mai mult decât e cazul. Vreți faetonul la capătul setului de cărți, faetonul mă duce cu gândul la semnul racului, poate aveți acolo planete sau ceva se va întâmpla în acea perioadă, în iulie, iunie, iulie. Ideea este că vreți să mergeți înspre destinul vostru. E o călătorie interesant, iar călătorie și călătorie, faetonul sugerează călătorie. Dar dacă au fost blocaje într-o călătorie mai veche, ceva trebuie să se transforme ca viitoarea călătorie sau viitoarea, mai bine zis, că aveți, sunteți la o intersecție de drumuri. Dacă până acum ați călătorit prin întuneric, acum vreți să călătoriți înspre lumină, da? În cunoaștere, în eliberare de griji. Aici participă și concepția asta. Influența emoțională a cuiva, voi știți cine are această influență emoțională, vă ajută să vă recreați, să vă conceptualizați un nou fel de a fi. Mai vedem ce alte mesaje mai vin. În viitor, soarele, soarele, soare, soare, Sunny, de fapt era Sunny, Boniem, parcă așa era, și judecata, renașterea, am zis că e o chestiune de transformare, moarte și renaștere, judecata asta duce, asta duce renaștere, dar sunteți în procesul acela în care forați, vedeți cum mâna intră în niște subterane, e Pluto aici, subterane emoționale, aici este apa. Interesant, ce-mi place că... Dar, am dat-o cadou, lucrarea asta. Aici este latura voastră spirituală, divină, care se reîncarcă, se reformatează sau se trezește pentru unii dintre voi care până acum nu ați crezut în acest aspect al vostru. Ce alunecă aceste cărți. Soarele. În viitor apare soarele. Dar e bine. Dar știți ce? Apare, ia să vedeți și cărțile. Apare pentru că voi vreți, aveți această ambiție, asta e ambiția împăratului, de a împrăștia griul, tristețea, lacrimile, durerile. În viitor, gemenuți și gemenuțe. Viitor pentru gemenuți și gemenuțe. Trebuie să amestec cu grijă, că altfel... au venit, ia uite. Au venit 3 cărți. Nu lăsăm 3. Emoții, iar apă, emoții, vulnerabilitate, asta înseamnă această carte, și iar moarte și renaștere. Aveți de 2 ori moarte și renaștere. Am zis că sunteți în plin proces de transformare, parte din călătoria voastră spirituală, dar poate e vorba și de o călătorie reală. Cu cineva sau pentru călătorie, o plimbare, ați fost în concediu sau vreți să mergeți în concediu sau vă duceți la job periodic, la distanță, aveți de călătorit și la un moment dat ceva s-a întâmplat, a apărut un blocaj într-o anumită formă
Și blocajul acela sau ce s-a întâmplat acolo sau urmează să se întâmple. Nu vă gândiți musai că se pune barieră sau eu știu ce. E un blocaj metaforic sau simbolic, mai bine, da? Care vă provoacă la moarte și renaștere. În ce sens? Ceva din voi, din noi. Eu n-am decât Marte și mai am eu planetă acolo. Mai am o planetă importantă. Dar, în primul și în primul rând, o să și clarific. Foarte multe emoții, dar emoții pozitive apar în viitor. Emoții cu soarele și cu vulnerabilitatea. E o energie feminină care vă ajută să vă deschideți sufletul. Cei care au tendința, energia masculină care are această tendință de a fi în control, își întâlnește fericirea. Apa poate să fie un as de cupe, o nouă poveste de dragoste, poate să fie dorința de a vă vindeca, poate să fie energia emoțională a cuiva care vă poate vindeca și, am zis, se vă ajută în renașterea voastră. La capătul setului de cărți apare un 6 de bâte, dorința de a avea victorie. Și regina de foc, chiar regina de foc. Dar eu nu mă fixez musai pe cineva cu planete în semne de foc, cât energie de foc. Pentru că, adică ce vreau să zic, nu mă fixez musai pe zodii de foc, zodia berbecului sau leului sau săgetătorului. Nu, nu asta înseamnă. Regina de foc poate să fie oricine manifestă această energie, cineva cu Marte în foc, cu Venus, da? Nodul Nord în semne de foc. Da? Orice zodie poate să se manifeste pasional, să aibă încredere în creativitatea sa, în focul său, în spiritul său, în spiritualitatea sa. Ia, vedeți, cărțile se le pun așa. Deci această fericire pe care o veți trăi vă va transforma. Poate că ați crezut că ați pierdut acest e un copil interior, în sensul că noul vostru eu, ați crezut că se pierde pierdând oportunitatea cu cineva. Încerc să-mi aleg cuvintele ca să înțelegeți ce aș vrea să transmit din ceea ce văd și simt și primesc. Pentru că e un 4 de cupe în care se pierde o ocazie, vine o ofertă, un as de cupu și de cupe, un as de cupe, de cupu. Așa, și celălalt e într-o stare de gri, uitați, în gri, și griul regăsim la aceste spade. Într-o stare mentală care influențează emoțiile, că am zis de nu știu câte ori, mintea influențează emoțiile și invers. Adică n-ai cum să ai gânduri negative și emoții pozitive și nici invers, da? Emoții negative și gânduri pozitive. Este imposibil. Cele două merg mână în mână. Și atunci, dacă ajungeți la această înțelegere, dar hai să și clarificăm. Începe să vă eliberați. Orice ați simțit la acea călătorie, că e vorba de apă, ce ați simțit, cineva v-a făcut să vă simțiți emoțional, protejați, apreciați, drăgăliți. E o energie maternă. Da? Interesant că și imaginea sugerează neapărat un cuplu care pregătește o a treia, să zic, un copil sau nu, poate pentru unii să fie, dar nu pe asta mă fixez, pentru că sunt oameni care nu se gândesc la așa ceva, maturi, care au deja copii. E vorba de copilul ca și relație. E o relație la care veți ține foarte mult. Sau altcineva va ține foarte mult la această relație cu voi. De-aia spun că această carte, Apa, poate să sugereze un început emoțional cu cineva care din cauza unor situații, niște blocaje, voi le știți sau dacă nu le veți descoperi, va da senzația că ați pierdut ocazia. Conceperii unei noi relații, unei noi vieți.
Și din cauza asta ați intrat în nouă de spate, în griji, în stres, dar în prezent se pare că poate Mercur retrograd vă va ajuta să vă gândiți, să găsiți soluții și veți manifesta eliberarea de acest gri. Ia uitați, da? De aceste griuri. Și rămâneți cu apa. Apa asta este fertilizatoare. Vă ajută împăratul care este foarte rigid și pământean. Fără apă nu poate să conceapă ceva durabil. Și atunci apa, înțelegeți, emoțiile sunt de foarte mare ajutor în viața voastră. Acum, repet, această figură masculină poate pentru doamnele să reprezinte un personaj important. De care poate voi vă eliberați, pentru că n-a avut emoții și întâlniți pe altcineva cu emoții foarte intense, că avem casa 8-a Scorpionului și nu vorbesc de zodia Scorpionului, vorbesc de... Măi, dacă știți ce a sinastrie în casa 8-a, înțelegeți ce spun. Dacă aveți în sinastrie planete conjuncte sau în aspecte intense cu Pluto, înțelegeți ce vreau să spun. Iar 5 de spade, da, conflicte mentale. Și binele către care și transformarea în bine, transformare, renaștere cu soarele și cu emoțiile acestea. Și cu vulnerabilitate. Vulnerabilitatea tipic feminină atrage energia masculină într-o altă zonă în care nu mai e rigid, este vibrant. Hai să clarificăm ceea ce apă din trecut. Gemenuți. Gemenuți, apă din trecut. Clarificăm apă. Gemenuți, ups. Doi de cupe, am zis că e un suflet pereche, o as de cupe, doi de cupe, colaborarea cu cineva, discuțiile cu cineva. Vă alină sufletul. E ca miere. Cineva are așa această capacitate de a vă liniști. Interesant. Cineva vorbește despre spiritualitate și îl ajută pe celălalt să se transforme moartea și 8 de spade, să iasă din niște blocaje mentale, programări mentale, 4 de cupe. Din acest motiv și călătoria a venit pe orizontal, afară de blocajele care sunt, spre multe cărți, doamna, este momentul de intersecție în care trebuie să căutați niște semne. Știți cum e când mergi pe autostradă, pe o stradă, pe ceva, nu contează, și pe munte. Cauți niște semne. Dom'le, mă duc în dreapta, în stânga, spre nord, sud. Drăguț, 10 de bâte. 4 de cupe și 10 de bâte invers. Sunteți foarte selectivi pentru că ați suferit, v-ați consumat energia și nu mai vreți. Nu mai vreți așa ceva. Apare totuși atracția fizică față de cineva, emoțiile intense, iar și emoții și atracție fizică și stresul cu care vă luptați, v-ați luptat, dar se pare că totuși nouă de spade în prezent vă ușurează și cu 10 de spade concepția pentru gemenuți. Aici e azi de bâte, mare grijă. Mare grijă, doamnelor, să nu cumva... Să vă duceți cu cineva, să aveți o noapte furtunoasă, pasională și să rămâneți însărcinate. Un mesaj pentru unele doamne. Nu de alta, dar la capătul setului de cărți apare un 5 de monede. Un moment de singurătate. Care? Momentul de singurătate sau de... În ce sens? Vă simțiți părăsiți, părăsite? Acum, concepția în sine poate să fie conceperea acestei noi pasiuni, cum am spus mai devreme, a unei noi relații, a unei noi colaborări, a unei noi povești de dragoste și de prietenie. E un concept, nu neapărat copil, dar pentru unii mare grijă.
Dar ceva s-a întâmplat acolo la, în trecut, în acea călătorie. Cred că acolo se întâmplă. Ia, nouă de spade în prezent. Să las cărțile mai jos. E un refuz de care v-ați eliberat. Aici patru de cupe înseamnă refuz. Și dacă a fost apăsător cândva, în ultima vreme ați zis, gata, nu mai vreau să împing la... Nu știu la ce. Să-mi pun toată energia în joc ca să transform refuzul în acceptare, în conceptualizare, în manifestare, înțelegeți? Și n-ați mai vrut. A zis, nu mai pun totul pentru acest refuz. Vom vedea ce o fi, o fi. Ceva de genul ăsta. Nouă de spade în prezent. Patru de spade. Vă vindecați de stres. Mai meditați. Patru de spade înseamnă meditație. Eremitul, varianta mică. Pentru că vreți să manifestați transformare. Vreți altceva. Și când vorbim de transformare, chiar înseamnă altceva. Nu pe aici, pe alocuri, o schimbare de coafură, de loc sau de mașină. Nu, e altceva. Împăratul, te rog frumos. Poate unii vreți să vă eliberați de cineva care a încercat să vă controleze. Și refuzați controlul acelei persoane. Posibil și asta. Împăratul. Să vedem. Pentru ce ne mulți? Nouă de monede, dar a venit așa mai. Dacă sunteți independente, doamnelor, independența voastră atrage un bărbat foarte puternic. Pentru că sunteți puternice, pentru că nu oricine poate fi independent, independentă. Și dacă persoana respectivă este căsătorit, căsătorită, probabil că va face la un moment dat niște schimbări, dar nu ne bazăm pe asta. Important este că domnilor, probabil sunteți atrași de independența cuiva, independența și pasiunea, regina de bâte, pentru că nouă de monede are pasiune să se ocupe de banii săi, de hobby-urile sale, de creșterea sa personală, da? Are pasiune, că dacă n-ar avea, n-ar fi ajuns acolo. E un soi de preîmpărăteasă. Preîmpărăteasă și împărat. Ce pereche interesantă. Și multă pasiune. Regele și regina de... Ia uite, regele și regina de bâte. Cine e aici, bărbat, femeie, simte că cealaltă persoană este la fel de puternică și vă potriviți. Și emoții, regina de cupe, dar se fuge ea. De ce s-a fugit? Sunt niște secrete. Cineva ține secret acest soare, această fericire. Vedeți soarele și fugăciosul, luna și fugăciosul, da? Exact peste soare, care apare în viitor. Dacă în prezent, cam asta face împăratul, nu prea arată nici că e atras sexual, nici că e fericit, nici că are emoții, că el trebuie să fie stâncă. Ei, cine nu a arătat, în viitor va arăta. Și dacă nu va arăta, dacă nu va arăta, persoana care nu a primit această confirmare că e fericire, am vorbit de soare, că e soare cuiva în viața, nu știu, viața lor. Probabil persoana își va găsi un alt personaj care să-i confirme valoarea. Dar 8 de monede, nu știu de ce vorbeam și a apărut 8 de monede, probabil că munciți la această transformare. 8 înseamnă transformare, 8 înseamnă, 8 de monede înseamnă muncă. Eventual cineva muncește ca să devină independent și nu doar independent, ci să-și construiască un imperiu, posibil și asta, o nouă afacere, sau să fie stabil. Acum până la imperii, hai să nu aberăm, vine și criza financiară. Dar, și în timp ce vorbesc, apare și regina de monede, iar stabilitate financiară. Aici este, bărbați, femei, nu contează, vreți să fiți stabili pe picioarele voastre, să nu depindeți de cineva. Acum, o pereche, bărbat, femeie, clar, foarte puternici, unul și celălalt. Dar trecând peste perechi și trecând și peste zodii, este o femeie independentă și un bărbat foarte puternic acolo. 10 de spade invers în prezent. Sau neapărat femeie, da?
Cavalerul de băte și parcă am apărut ceva. Nu știu exact cum să pun. O să vedem cum se leagă. Pentru că aventurismul cuiva, cavalerul de băte, a atras suferință. Cicluri mari de suferință. 10. Dar faptul că, am zis, cineva se eliberează, voi vă eliberați de acest ciclu în care ați suferit. Și trădările cuiva poate v-au determinat să mergeți, nu să judecăm de ce cineva vine, pleacă și își caută satisfacțiile fizice în altă parte, poate că nu le găsește acasă. Se întâmplă și asta, da? Nu stăm să judecăm. Ideea este că aventurismul cuiva a produs suferință și altor persoane și chiar acestui cavaler de băte și a produs singur suferință. Dar apare un 2 de spade, perfect pentru Mercur retrograd, cât să se gândească, să aleagă și eventual să meargă mai departe. 8 de băte, iar 8 de băte sugerează o călătorie. Dorința de a merge, dar 8 înseamnă transformare, înseamnă creștere. Înseamnă o direcție pozitivă. Aici trebuie să aleagă, să alegeți voi o nouă direcție eventual. Comunicarea cu cineva, când va fi timpul. Ia uite. Trebuie să încheiați eventual, ori cu cineva la distanță aveți conflicte verbale, ori discuții, ori neînțelegeri, ori ambiții, ori jocuri mentale, dar trebuie încheiat acest capitol și să mergeți către exprimarea acestei pasiuni, rege de băte. Mergeți către oameni care vă întâmpină așa cum aveți nevoie. Ia uite. Da. Regina de cupe tot acolo. Clarificăm soarele. Sunt multe. A? Soarele a fost clarificat de 2 de băte, 4 de băte și justiția. Justiția care pentru mine înseamnă nu musai zodia balanței, cât un contract. Contract, casă și probabil că am văzut 10 de băte cu sus în jos, 10 de spade cu sus în jos, împăratul, persoana căsătorită sau cu responsabilități, la job sau unde o mai avea, 10 și 10, da? Și împăratul. Și acum iar semnale unei căsătorii. Însă cineva, după cum s-au așezat și cărțile, vrea să aleagă o nouă direcție în care să nu se simtă constrâns de contracte, că e căsătorie, că e contract la locul de muncă, ci să meargă către expansiune, către soare, către fericire. Da. Nu mai vrea să-și ascundă această dorință de a fi fericit, refuzând. 4 de cupe iar apare. Fugind. Emoțiile. Clarificăm emoție pentru gemeni. Emoțiile pentru gemeni. Clarificăm emoțiile pentru gemeni. Ha, cuguța. Mai, dar nu vreți să arătați, țineți doar pentru voi, nu mai țineți, ăsta în clar. Clar e împăratul care nu vrea să vorbească, nu vrea să explice. Iar emoții, 9 de cupe peste emoții, spuneți-mi și mie. Confirmați. 9 de cupe peste emoții. Există un personaj care vă umple sufletul de bucurie. Este tot ce v-a dorit. Și vă atrage într-o altă lume. Vă scoate din aceste griji pentru bani, pentru, eu știu, alte responsabilități. Hm?
Da, puteți să-i fiți voi, regele de spade sau alt semn de aer care vrea să schimbe energia. Vrea să iasă din blocajele mentale, din legăturile acestea karmice în care probabil a stat. Ia uite, remitul. Prea analitic, prea însingurat, prea... Își dorește ceva nou, asul de monede. Vulnerabilitate, te rog frumos, clarificăm vulnerabilitate. Vulnerabilitate. Ia, 6 de cupe, un suflet pereche care este e vulnerabil cu voi și vă arată ce înseamnă, 2 de cupe, 6 de cupe, ce înseamnă să fii deschis, să vorbești de la suflet la suflet. Ia uite, emoții cu emoții. Da? Emoții cu emoții. Pentru cei care nu sunteți obișnuiți să discutați emoțional, să fiți pentru cei care, da? Există un personaj care va intra, dacă n-a intrat deja, pentru unii a intrat, pentru alții va intra. Și vă va deschide sufletul, vă va atinge iar sufletul într-un anume fel. Ar putea, dacă ceva s-a întâmplat în trecut, în legătură cu această relație sufletească, prietenie poate, care s-a transformat în altceva. Pentru că 2 de cupe poate să fie prietenie. Dar din cauza unor responsabilități și a dorinței de a păstra prietenia, s-a blocat oarecum, s-a refuzat începutul unei noi pasiuni. Eu așa văd. Pentru unii dintre voi, poate vreți să vă împăcați cu cineva și să fiți vulnerabili în cazul în care n-ați fost, dacă sunteți reprezentați de împărat, de energia aceasta tradițională și încăpățânată, rigidă, pentru că știu că uneori există și oameni de ăștia. Pentru cei care aveți de-a face cu un asemenea personaj, probabil că acest personaj va veni, va încerca o împăcare. Moarte și renaștere. Dar împăcarea nu poate să vină decât prin transformare, pentru că după această vulnerabilitate apare moartea, da? Moartea și renașterea. Adică, dacă vrei împăcare, trebuie să fii deschis. Ia, uite, interesant, magicianul. Magicianul. Transformarea voastră a gemenilor, în mod special. Dar și manifestarea unui nou fel de a fi. Poate doar cu o persoană. Vreți să fiți deschiși, să n-aveți griji, jene. Există o femeie la care țineți foarte mult, cu care lucrurile sau față de care lucrurile s-au manifestat un pic mai încet din cauza că a trebuit să rezolvați niște chestiuni, poate chiar legale, dar în principiu bărbat, femeie, nu contează. Magicianul este zodia în general. Mercur, da? Mercur poate să fie gemeni, poate să fie orice zodie, dar vă place să mă fixez pe așa ceva și să zic gemenii care se transformă, care renasc. Dar, dragii mei, repet, această renaștere e un proces. Nu se întâmplă acum și finalul, dacă îl coordonați din spirit, din emoții pozitive, îl puteți oarecum anticipa. Dar dacă nu sunteți în emoții pozitive, cu sufletul deschis, cu optimism, cu credință, cu trezire spirituală, rezultatul poate să fie foarte în opoziție cu ceea ce așteptați să fie. Mai dăm o carte totuși. Ce se întâmplă? Ce se vrea manifesta? Ce se vrea manifesta? Unii dintre voi renunțați la o prietenie veche și vreți să manifestați ceva nou. Clar și asta. Ia uite. Judecata, renașterea mai. Și valetul de bâte. Poate să fie un nou proiect. Poate să fie varianta voastră
Nu, e totuși energie tânără. Sunteți ca și energie tineri pe acest nou drum, în această nouă manifestare. Poate să fie un proiect, o discuție a cuiva. Ia uite. Regina de spade și 10 de spade. Regina de cupe de două ori. Cred că aveți două regine de cupe. Una manipulatoare și una tradițională, pardon, traditional manga, care vă ține pe loc. Și cealaltă. Cred că aveți două regine de cupe. Una probabil netradițională. În ce sens? Poate independentă. Tradițională poate să țină de soție, de mamă, de chestiuni, energii tradiționale, da? Netradițională. E eliberată de tradiții. Cu alte cuvinte, interesant. Energia femeia aceasta, foarte emoțională, poate exagerată emoțională, femeie, energie, da? V-a ținut pe loc, dar v-a ținut pe loc ca să învățați niște lucruri, că trebuie să încheiați acest ciclu de trădări, de suferințe, de ce o mai fi, de tradiții. Și apare o altă. Ia, interesant. Asta de unde a fost? A fost. Și apare o altă persoană. Înseamnă că era așa, da? Pasională și emoțională. Regina de bâte și regina de cupe. Dar cu alte cuvinte. Vedeți ce diferență? Aceste emoții vă țin, vă obligă să vă sacrificați în idei, tradiții, concepte care nu vă reprezintă. Să vă pierdeți libertatea și identitatea. Dar dacă vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, e doar o lecție spirituală pe care a trebuit să o învățați. Și mai apare, ia uite aici, încă o regină, și de bâte și de cupe, dar am zis, asta e vibrantă. Aceasta are emoții pozitive, emoții creative. Am vorbit de emoții și gânduri. Cealaltă are emoții care leagă, care sunt neînțelese, secrete. Ei, stai, nu pica. Se întâmplă un turn când niște cărți vreau să pice. O trezire. Și această persoană, energie, vă ajută să vă eliberați de acest ciclu, de aceste dureri. Ce înseamnă? Da? Statul ăsta în cap aduce dureri de cap, nu? Și de circulație, și de coloană, da? E o chestiune care trebuie să încheiată. Încheiată. Eu cred că sunt două femei. Uite, aceasta nici n-am văzut-o. Cred că aici este surpriza. Că unor apare sub formă de pasiune foarte mare, alteori sub formă de emoție foarte intensă. Sunt două aspecte ale acestei persoane, bărbat-femeie, poate să fie și bărbat și să vorbim despre energiile sale feminine, dar în primul rând, totuși. Dacă sunteți doamne, poate voi vă regăsiți un alt aspect al vostru, că am zis, se transformă energia voastră, sunteți mai sexy, sunteți mai vibrante, după ce a stat în nu știu ce concepte învechite, exagerate, tradiționale. Vedeți? Ideea este că vreți să manifestați ce? Renaștere și valetul de bâte. Iar e atracție fizică față de cineva. Iar e comunicarea cu cineva. Mai încolo, când iese Mercur din retrogradare, probabil că atunci, nu că probabil, cu siguranță că atunci se poate iniția comunicarea care transformă. Un sfat pentru... Da, fiți mai realiști. Și încă un sfat. Adică, vedeți unde v-ați păcălit. Unde v-ați simțit trădați. Ia uite. Arată ceea ce trebuie, ceea ce este nevoie să fie văzut. Și eliberați-vă de blocaje. Că am vorbit de 10 de spade și 9 de spade. Niște blocaje, în primul rând, mentale. Tradiționale.
Unii poate vreți să nu mai fiți, vreți să fiți independenți, bărbați, femei, poate e un bărbat care vrea să fie independent, nu mai vrea să fie împărat, s-a săturat să fie împărat, rege, vrea să fie independent și să-și recreeze o altă viață. Ia uite, și veți merge către succes, cu pasiune, cu încredere, către fericire, 10 de cupe. Ia uite. Aveți speranță, iar e o chestie de călătorie, de distanță, aveți speranță oricum. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine.